Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Stimați telespectatori, am emoții pentru că de data aceasta ceaiul îl vom servi, ca să spun așa, la Biserica Pogorârii a Sfântului Duh de la Bucium și anfitrionul nostru, Părintele Paroh Dumitru Carp, căruia îi mulțumesc pentru găzduire. Sărutul la Părinte! Bine ați venit, Doamne ajută! Părinte Paroh, e săptămâna mare, noi filmăm această emisiune joi. Mi-am dorit să vin și pentru așa starea de spirit a creștinului, acum în săptămâna mare, dar și pentru ceea ce înseamnă comunicarea cu dumneavoastră în această săptămână sfântă și apoi sărbătoarea pascală care acum și urmează. Noi vom da în reluare și de Paște discuția noastră de aici. Cum vi s-a părut săptămâna aceasta? Cum sunt tenoriașii din satul Bucium, cum vă place dumneavoastră să spuneți? Și care este starea de spirit a românului care se spovedește, care se împărtășește, care vine să discute cu preotul aici la Pogorârea Sfântului Duh la Bucium? Mi s-au părut mai ordonați ca în alți ani. Mi s-au părut mai răvnitori pentru a face ceva și pentru celălalt. Cât de obicei, în săptămâna mare, cu ani de zile în urmă, toată lumea venea buluc la biserică. Toți voiau să spovedească o dată. După cum vedeți, este Joia Patimilor, nu este acea afluență care era altă dată. Cu ani de zile în urmă, de dimineață până seara trebuia să spovedești și era un fel de mecanicism, așa cum să spun eu, nu m-am exprimat foarte corect. Devenea tot un stereotip și era un fel de formalism și era o sărăcie, o sărăcire a Duhului acestuia de credință și a Sfintei Taine a Mărturisirii. Acum însă oamenii au înțeles să vină mai din timp la spovedanie, oamenii au înțeles că sunt bineveniți la Sfânta Împărtășanie și mai des și în timpul anului și în felul acesta acum s-au preocupat foarte mult, nu atât de curățenie, despre care am mai vorbit, cât despre curăție. Și atunci, în dorința lor de a fi mai curați, s-au străduit să fie număr mult mai mare prezenți la denii în fiecare seară și în plus să facă mai mult pentru seminii lor care sunt lipsiți. Denii au început de duminică. Duminică și seară, da. Și până vineri, nu? Vineri, da, e o altă, da, slujbă. Vineri seara se poate și numi și denie, pentru că este tot utrenia, se face. Deci tot slujba de zi, care în mod normal se face dimineața, prefacem noaptea în zi și ziua în noapte. Și tot un fel de denie se numește, în schimb este însoțită de cuplată cu prohodul, slujba prohodului Domnului. Îl prohodim pe Hristos, îl prohodim pe Dumnezeu, pentru că foarte impresionată o fetiță pe Valea Bistriței, îmi povestea sora mea care era la Mădei la Borca preoteasă și mi-a spus, a venit o fetiță suspinând și după prohod și a spus, cum, doamna profesoară, oamenii chiar l-au omorât pe Dumnezeu? Săraca fetiță nu se putea oprește și noi realizăm că, de fapt, nu noi suntem cei ce înțelegem teologia în profunzime, ci acești prunci nevinovați care au înțeles cât de mult poate să devină omul rău. Iar cu această ocazie chiar v-aș ruga tare mult. Eu știu că dumneavoastră faceți un mare serviciu credinței noastre și creștinilor noștri din Iași. În continuare, arătați ce frumos pe lumea aceasta. Prea mult să scoate în relief ceea ce este panemet circenzis. Mai mult circ decât pâine. Părinte, eu cred că ce spuneți dumneavoastră este adevărat și nu numai că este adevărat, dar chiar este importantă o construcție a ceea ce înseamnă binele, pentru că poate de aceea și sărbătoarea pascală, poate și sărbătorile Crăciunului, dar iată, facem trimitere la această săptămână mare și la post. Poate de aceea, și aici vă rog să mai spuneți câteva lucruri, poate de aceea oamenii acum sunt mai atenți și se îndreaptă spre biserică, vin la biserică, pentru că dincolo de nu-i sau nu am, există și dorința aceasta de a căuta sprijin și unde să-l găsească dacă nu la cel de sus. La Dumnezeu, sigur că da. Ei, căutând sprijin la cel de sus, oamenii au realizat zilele acestea, tot ascultând slujbele religioase, au realizat un lucru. Noi ne numim, pe drept cuvânt, în urma faptului că ne-am botezat, ne numim fiii Tatălui nostru, celui din ceruri. Ei,
atâta vreme cât Tatăl nostru este bun, este nefiresc ca noi să fim răi. Așa se face că chiar astăzi, după amiaza acestei zile, vom merge la peste 50 de familii cu pachete, cu carne de miel, cu pască, cu cozonac, cu roșii, cu orez, cu ulei, cu mălai, cu făină, cu ce. Avem Buciumul este format din oameni foarte bogați și foarte buni la suflet și credincioși și foarte săraci și foarte credincioși. Buciumenii au o pace deosebită, au o stare deosebită, au așezarea lor și cred că înainte de toate și biserica asta le dăruiește darul acesta, pentru că este un loc așa al păcii. De câte ori intrăm aici, parcă ne simțim în rai. Exact cum spune cântarea, în Biserica Slavii Tale stând, mi se pare că stăm în cer născătoare de Dumnezeu. Biserică foarte veche, din 1770. 1762. 1762, la Ioan Teodor Calemache. Ați făcut pictura atât interioară cât și exterioară. Da. E o biserică atât de frumoasă încât ar merita și ieșenii care nu au fost pe aici, fie că sunt din Copou sau din altă parte, să vină să se închine aici la Sfântul Altar. Să vină că o să găsească și o atmosferă și o pace a locului deosebită. Și o să găsească în jurul bisericii, așa cum îi plăcea unui coleg de-al nostru, care are parohia formată numai din cimitir, o să găsească aici un hectar luat împrejurul bisericii, niște oameni foarte liniștiți, aceia care, despre care glumea cineva și spunea că sunt foarte țapeni în oriașele. Lăsând gluma deoparte, oamenii din Buciumi toți sunt niște oameni extraordinari de așezați, foarte gospodari, foarte harniși, chiar aș evita pe mai mari noștri să vadă ce frumos e în curtea omului, ce ordine, ce curățenie și cam cum e prin stradă. Că avem străzi fără asfalt, avem străzi, nici măcar piatră nu au. Avem șoseaua Bârnova fără canalizare și fără trotuare și sunt multe de făcut aici. Am văzut că spre aeroport sunt toate străzile acelea cu trotuare, dar nu circulă nimeni. Nu circulă nimeni pe ele. Cui prodest, cui folosește? Da, invităm pe mai mare noștri să vină și la noi dacă nu se supără și dacă nu dă. Mai ales că e un cartier, eu zic la țară, dar de fapt e cartierul Buciumi al Iașului. Da, sigur, și e considerat un cartier de așa, rezidențial. Rezidențial, de protipendadă, da. Părinte, când am intrat noi aici, eu cu Ciprian, am văzut trei copii, doi gemeni și că un copil care sărbătorea ziua sa de naștere. Da? Vin așa, vin părinții cu copiii? Da, au venit să se împărtășească astăzi. Știau că este Sfânta Liturghie, au ajuns puțin mai târziu, dar ne sunt dragi cu toții și primim cu dragoste, nu putem să ne depărtăm. Și i-am împărtășit pe toți trei copilași cu minți, drăgălași, și vin foarte mulți copii. Dacă veniți vara, în orice zi a anului, în perioada vacanței mari, veți găsi între 30 și 50 de copii zilnic aici la biserică. Studenții noștri teologi, seminariștii noștri, tinerii din parohie, au grijă de ei împreună cu noi și le oferim, împreună cu doamnele de la bucătărie, zilnic două mese calde. Zilnic primesc tot felul de lecții, cum să mulțească trandafirii, cum să facă capcane pentru muște, cum să picteze icoane pe sticlă, cum să învețe alte rugăciuni și cântece. Tot felul de lucruri utile învață zilnic de la oamenii de cultură, de știință, ai Buciumului. Chiar mi-aduc aminte cu drag și cam cu tristețe că în urmă cu ani de zile, împreună cu domnul profesor Gheorghe Radu de la Facultatea de Matematică, fiul parohiei noastre, acum e la odihnă, și fiu de preot, împreună cu domnul profesor Ioan Gottlieb, un evreu creștinat, prieten de al nostru bun, despre care eu v-am mai vorbit cu drag, împreună cu doamna Cela Negoescu, cu doamna Cleopatra Mociuschi, cu domnul scriitor Ioan Muscalu, cu domnul Plachteanu, apropo, cu mulți prieteni de-ai noștri, oameni de cultură și de litere și de artă, făceam niște seri lunar și se adunau, în această biserică micuță, se adunau aproape 100 de copii. Chiar mi-aduc aminte cu drag, odată, șeful observatorului astronomic din Iași, domnul Ioan Breacnă, era insistent invitat de prietenul său bun, domnul Ianoș Gottlieb. Și el întreba, măi, și tot mă chem, tu mă cheamă un evreu la biserică ortodoxă pe mine, că eu sunt română, spune drept că nu prea-s dus eu pe la biserică, dar sunt curios să văd și tot. Și odată a venit. Și nu s-a putut abține să nu vină la microfon aici, în mijlocul bisericii, noi coborâm microfonul când vin copiii să cânte la microfon, să interpreteze piese de teatru, ce au pregătit ei, așa, și a spus, părinte, vreau și eu să spun câteva cuvinte la copiii ăștia, nu mă pot abține. După ce a văzut că erau copiii foarte activi, aveam concursuri de poezie,
compusă de ei, poezii compuse de ei, de pictură, de tot felul de cunoștințe general, de cunoștințe de religie. Și atunci a venit la microfon și a spus: copii, eu dau seama că părintele face pentru voi tot ceea ce face, adună oameni de cultură a Iașului pentru voi, măi copii. Că într-o zi o să deveniți cineva, dar nu o să deveniți niciodată cineva decât dacă o să înțelegeți un lucru elementar. Ce nu învață Ionel, Ion nu mai învață. Deci învățați copii acum. Care a fost efectul? Iată, anul trecut am avut două fetițe de la noi din parohie, una plecată de aici, a luat locul 2 la locul 2 pe țară la Olimpiada de Religie și altă fetiță a luat mențiune la Olimpiada de Religie de la noi din parohie. Deci după ce ei, ani de zile, au participat la aceste acțiuni, se vede că s-au dezvoltat foarte mult și au reușit în felul acesta să fie fruntea țării. Da, mi se pare o statistică deosebită. Am discutat în emisiunea trecută, știu că atunci urma să obțineți un aviz și o aprobare pentru a ajuta o familie să primească un teren de casă. Ați reușit pentru casă? Nu, și... nu abia depunem acum actele, că am fost la Sfânta Mitropolie, ne-am interesat de la sectorul juridic cum trebuie să procedăm. Noi nu eram bine informați, noi cerusem o concesiune, dar nu este această procedură, trebuie altă formulă găsită, pentru că atunci când cineva face o concesiune, înseamnă că acel căruia îi face o concesiune se întoarce cumva un fel de răsplată înapoi, dar noi facem totul dezinteresat ca să putem ajuta familia aceasta cu 6 copii. Și probabil urmează să găsiți și cine să ajute să am poate... Am și găsit oameni care au oferit deja materiale, am și găsit deja oameni. Foarte important ce spuneți, ca biserica și mica comunitate să fie interesată de soarta unuia sau altuia dintre concetățenii din zonă. Și care, zonă. Și care nici măcar nu sunt membrii parohiei noastre, nu sunt membrii comunității, dar am pentru înțeles. Că sunt doi copii orfani, crescuți amândoi în timp... S-au căsătorit doi orfani, crescuți prin căminele Iașului, s-au căsătorit și au 6 copii. N-au făcut niciun avort. N-au dus niciun copil la stat, îi cresc ei așa cum pot. Am înțeles. Da, și au găsit de lucru? El a găsit de servicii, ea trebuie să stea cu copiii. Copii. Da. Foarte important ce spuneți, pentru că pentru copiii aceștia care termină școala, sau, mă rog, sunt într-o formă de asta de protecția statului, când împlinesc 18 ani sau, mă rog, au terminat școala, ei, practic, trebuie să găsească loc de muncă sau să ai nimănui. Da, și foarte, iată că foarte greu. E o formă de sprijin pentru niște copii buni care vor să intre în rând cu lumea, ca să spunem așa. Da. A încercat statul să facă ceva. Nu știu câtă lume știe că Sfântul Vasile cel Mare, în secolul IV, a întemeiat primele spitale din lume, primele azile din lume, primele orfelinate din lume și întotdeauna biserica a acordat asistența socială, ci drept, ajutată uneori și de domnitori și de boieri, dar în principiu biserica a făcut această acțiune socială, această acțiune de caritate, această acțiune de milă creștină, iar în vremurile mai dinainte, așa, noi zicem de tristă amintire și se pare că așa și este, atunci statul a încercat să elimine, să îndepărteze biserica de la aceste acțiuni și să-și ia el toate răspunderile acestea și nu întotdeauna au reușit cu succes aceste acțiuni. Eu sunt de 21 de ani preot la Bucium și merg la căminul de copii orfani de aici din Bucium, le acord asistență religioasă și nu întotdeauna sunt foarte reușite aceste activități fără biserică. De aceea am încercat și noi să ne implicăm cât mai mult. O să ne străduim ca în perioada următoare să ridicăm și un paracles, acolo ni s-a oferit o cameră și an de zile am rugat pe cei care erau mai înainte în conducere și nu ne-au oferit un spațiu, cu chiu cu vai ne-au oferit un spațiu foarte modest, după aceea ne l-au luat, dar acum ni s-a oferit un spațiu să facem acolo un paracles pentru copilași, să avem unde să ne rugăm, mergem oricum acolo la copii și îi spovedim, îi împărtășim, le acordăm asistență religioasă, copiii vin la noi, ne aduc aminte cu drag că odată predam religia, să preda în școală, în cămin acolo, acum ei sunt răspândiți pe la școlile din oraș, dar atunci predam la ei în școală și m-am dus cu colivă de aici la biserică. Și copiii foarte încântați au primit-o cu drag și le-am spus, am vorbit cu preoteasa și mi-a făgăduit că atunci când o să mor eu o să fac o colivă mare, mare, cu foarte multe bomboane, cu multă ciocolată, să vă aduc, da copii vreți? Dar ei, da părinte, când? Nerăbdător, da. Nerăbdător să mă vadă mort. Aștia să vă aduc coliva înainte, nu? Da. Da, mai adus și înainte, da. Părinte, eu cred că într-o comunitate mică, preotul are un rol, poate de aceea și are un rol aparte și poate de aceea sunt onorat că ne-ați primit și că putem vorbi deschis pe ceea ce înseamnă nu numai importanța
preotului, a bisericii, a parohiei, ci a omului în sine. Și eu am toată admirația pentru felul cum vorbesc enoriașii despre dumneavoastră. Cred nu că e mă puțin confunde. Lucru. Mă confundă. Nu mă confundă, nu, nu, sunteți inconfundabil și sunt enoriași din alte cartiere ale Iașului, nu numai din Buciu. Dar asta înseamnă că vă dedicați dincolo de profesie, dincolo de credință, dincolo de starea dumneavoastră de spirit, inclusiv timpul și pasiunea pentru oamenii de aici. Iertați-mă, nu e adevărat. Eu știu un lucru sigur. În mintea strâmbă și lucru drept se strâmbă. Celui curat, zice Sfântul Pavel, toate îi sunt curate. Celui necurat, toate îi sunt necurate. Dacă vrei să-l cauți pe un om de bun, ai să-l găsești bun. Dacă vrei să-l cauți pe un om de rău, ai să-l găsești rău. Oamenii, având ei ochii curați și frumoși, văd lucruri frumoase prin ochii lor. Înțelegeți? Și ei mă văd pe mine așa cum ar trebui să fiu eu, nu cum sunt. Lăsați-mă pe mine deoparte, vreau să vă mărturisesc sincer, am niște enoriași excepționali. Foarte mulți oameni, foarte bogați, în zilele acestea o să scoată sufletul din mine. Cum fac? Părinte, hai, și eu după ce am fost de dimineață până seara la biserică, trebuie să merg cu dânsii. Și mă iau și deschid portbagajul. Și încep să oferi la săraci baxul cu pulpi, baxul cu ulei, cu zahăr, câte un bănuț și destul de mulți bani care oferă. Niște oameni foarte bogați pe care noi îi vedem pe stradă și spunem, uite bogatanul. Și de aceea nu este o virtute a fi sărac, după cum nu este un păcat să fii bogat. Sunt foarte mulți oameni, v-am mai spus, bogați și credincioși și oameni săraci și credincioși. Noi trebuie să îi respectăm pe toți. Unora Dumnezeu le-a dat o cruce, altora altă cruce. Fiecăruia s-a dat o responsabilitate. Părinte, și ceaiul este bun la dumneavoastră și trebuie să le spun telespectatorilor că sunt ceai cu lămâie, cu, mă rog, cu mirodenii. Cu chiclazuri. Da? Cum se cheamă? Cu chiclazuri. Cu chiclazuri și este foarte gustos și vă mulțumim să ne mai invitați. Cu drag. Da, până atunci, eu vreau să revin. V-a fost greu să pictați, să arată așa de frumos locul, biserica, cimitirul e curat, oamenii au venit și își fac curat fiecare la mormintele celor care nu mai sunt printre noi, rude de ale dumnealor. E așa, parcă dincolo de primăvară, parcă toate arată altfel acum în jurul bisericii, în preajma Paștelui. Și nu numai, dar eu acum se sizez asta mai mă deosebit. Mie nu mi-a fost greu deloc. Am venit în 1993 în Bucium și la prima predică le-am spus oamenilor, frați creștini, am descoperit un lucru aproape nefiresc în Bucium. Lângă biserică este o cruce de marmură pe un mormânt, iar biserica e acoperită cu șindrilă. Mormântul nostru, care ascunde osemintele noastre și păcatele noastre și neputințele noastre trupești, este acoperit cu marmură și alături Biserica lui Hristos acoperită cu șindrilă. Și a venit un creștin și a spus, Părinte, miercuri să fie biserica descuiată. Doamna Jenița Mitache și domn Vasile Nistor au adus, din toată sărăcia lor, au vândut o bucățică de pământ și au adus tablă pe biserică. După aceea a venit domnul Mirică Dodan și a spus, Părinte, eu vreau să pictez toată biserica. Și a plătit pictorilor toată pictura bisericii în interior și în exterior, în mare parte. De asemenea, au venit foarte mulți credincioși, cum e domnul Costel Arnăutu, care a spus, Părinte, eu vreau să fac un prăznicar din temelie. Și l-a făcut în câteva luni. Deci eu aproape n-am făcut nimica. Eu sunt și eu pe la biserică pe aici și mai încurc lumea. Câteodată mă mai luam cu oameni la treabă, cot la cot. Mi-aduc aminte că odată am și luat niște cucui așa în cap, mergând în genunchi cu oameni împreună, că trebuia să turnăm beton și am turnat numai în podul bisericii un cifaron de beton, 5 metri cub de beton. Și trebuia să turnăm betonul cum? Mergând cu jumătate de găleată în mână, în genunchi. Așa și mai ajungeam pe la câte o grindă și mai dădeam cu capul în grinzi și oamenii muncit cu ei cot la cot se sudează. Și oamenii lucrând cu ei cot la cot devin mai credincioși. Și zidind Biserica lui Hristos se zidește și dânsii. Și în felul ăsta am observat că nu pot eu să stau, probabil că sunt și prea energic sau știu cum m-a lăsat pe mine Dumnezeu, de 37 de ani de zile de când mă știu, n-a fost niciodată să n-am șantier la biserică. Dumnezeu să-l ierte, am văzut aici mormântul de săptămâna trecută a unia dintre directorii de la Construcții 1, de la domnul Marian, da, adjunctul domniei sale. Da, un prieten din copilărie, coleg de școală generală, Costică Ioan, un suflet superb, un om extraordinar de altruist. El mi-a găsit soluțiile tehnice aici la biserică, pentru că a venit preasfințitul Calenicu, domnul inginer Precopanu, consilierul tehnic al Metropoliei, și domnul inginer și-a pus mâinile în cap și a spus, preasfințitul asta, biserica asta, la cel mai mic cutremur se desface, se face bucățele, pentru că este fisurată toată cărămida de la Romanate.
de la calotele semisferice, de peste tot, de la Arce, și a spus, singurul care poate găsi o soluție tehnică este un mare specialist în monumente istorice din Moldova, e Costică Ioan. Și eu am spus, dar e colegul meu de școală din copilărie. Și l-am chemat pe el, ne-a găsit soluția tehnică, ne-a ajutat de fiecare dată. Și aici, și la bisericuță, la Biserica Nașterii Maicii Domnului din Spitalul Socola, ne-a ajutat și cu materiale. Ei au restaurat și vărate cu... Ei au restaurat Agapia, Liceul Național, Golia. Da, da, sunt foarte pricepuți și a vorbit și domnul director în cuvinte foarte frumoase. Chiar mi-a dat ceva scris că a spus că nu poate vorbi la mormântare, îi stătea așa un nod în erau loc. Foarte buni prieteni. Da, erau foarte buni prieteni și țineau foarte mult unul la altul. Da, da, omenoși. Foarte omenoși și au făcut foarte mult bine și erau foarte iubiți la mitropolie, ca dovadă că în la preasfințitul aș fi trimis pe Părintele Mare Eclesial la mitropolie, pe Părintele Dosoftei Șcheul la mormântare și aș fi transmis condolianțe din partea și din partea Sfintei Mitropolii, dar și din partea Patriarhiei, pentru că și prea fericitul l-a cunoscut pe Costică Ioan, care i-a și decernat cea mai înaltă distincție care se poate oferi unui civil din partea Sfintei Mitropolii când s-a terminat de construit Spitalul Providența. Părinte, pentru că suntem în Săptămâna Mare, aș vrea să vă rog să vorbim despre ceea ce a însemnat, ceea ce înseamnă Săptămâna Mare pentru creștinii ortodoxi și Sărbătoarea Pascală, în acest fel poate pregătindu-i pe, nu numai pe enoriașii din Bucium, ci pe credincioșii creștini ortodoxi să primească așa cum se cuvine Sfintele Sărbători. Da, fiind acum în Joia Patimilor, trebuie să ne gândim înainte de toate că astăzi am retrăit, nu numai am rememorat, deci am retrăit cina aceea de taină. Momentul în care s-a instituit Sfânta Liturghie și participând la Sfânta Liturghie, nu numai asistând, că noi creștini nu putem să asistăm în biserică la slujbă, ci trebuie să participăm efectiv trup și suflet și cu inima și cu gândul și cu darurile noastre pe care le aducem la Sfântul Altar, spunând ale tale dintr-o ale tale. Deci noi am retrăit astăzi cina aceea de taină, momentul când a fost instituită Sfânta Euharistie, Sfânta Mulțumire, Sfânta Părtășanie, pe care o oficiem în fiecare slujbă, la fiecare sărbătoare și nu numai. Și un moment mai impresionant și mai trist, faptul că Mântuitorul Iisus Hristos ne învață pe noi un lucru pe care noi nu-l pricepem. Ne spală picioarele. Spălând picioarele apostolilor, în vremea aceasta, Sfinții Apostoli, Iuda era preocupat să-L vândă pe Hristos, Sfântul Petru era preocupat să se laude că el este cel mai devotat ucenic al său și că da, chiar dacă toți îl vor vinde, el, toți îl vor părăsi, el nu îl va părăsi niciodată. Este expresia clasică, etiam si omnes ego non, chiar dacă toți te vor părăsi, eu nu te voi părăsi niciodată. Iacob și Ioan, fiul lui Zebedee, erau preocupați să ocupe funcții mai înalte și să primească un scaun de-a dreapta și unul de-a stânga. Și Mântuitorul trist le spală picioarele și le spune, știți că domnii popoarelor și cei ce le stăpânesc se numesc binefăcătorilor, dar la voi să nu fie așa. Înțelegeți ce v-am făcut eu vouă acum de v-am spălat picioarele? Am făcut așa ca și voi să faceți unul altuia. În mănăstire chiar astăzi se și spală de către stareți picioarele călugărilor. Deci starețul se așează în genunchi în fața tuturor călugărilor și le spală picioarele. Și în felul acesta se retrăiește în momentul acesta și ne se aduce aminte că cel care vrea să fie cel mai mare să fie slujitorul tuturor celorlalți. Iar ceea ce înseamnă pentru noi creștini toată săptămâna aceasta se poate conchide într-o cântare de la Sfânta Înviere. Ieri m-am îngropat împreună cu tine, Hristoase, astăzi înviez împreună cu tine, învii în tu. Răstignit-o m-am ieri împreună cu tine, însuși mă preaslăvește Mântuitorul într-o împărăția ta. Deci, trăind împreună cu Hristos, patimile Lui, putem să trăim și învierea. Că dacă alergăm prin fast food-uri și prin supermarketuri după alimente și prin piețe ca să ne preocupăm foarte mult de aspectul acesta gurmanderesc așa și pantagruelistic da, al paștelui, înseamnă că n-am înțeles nimic din această Sfântă Sărbătoare. Dar dacă încercăm să ne spiritualizăm, că așa spune poetul, de ce trăiești în post? Să te retragi, să te subții din tine, să nu mai rămână nimic din vechiul legământ decât o umbră de lumină. Deci noi trăim ca să ne duhovnicim. Baudelaire, săracul, simțea că se duce spre iad și zicea în Le Fleur de Mal, spre iad, cu orice clipă înaintăm cu un pas. Mai departe nu mai citesc că e prea scabros și nu se care să vorbim așa din Sfânta Biserică. Dar el a spus-o trist și din păcate adevărat pentru cei care se îndepărtează de Dumnezeu. Ei simt pur și simplu că trăiesc o continuă moarte.
Iar tot poetul creștin zice, o, Doamne, dar ce taină se întâmplă azi cu mine? Îmbătrânesc în lume și întineresc în tine. Deci noi în continuu întinerim, dacă suntem mai credincioși. Și dacă vorbim despre poezie și despre poet, suntem proprii fără soți la 50 de metri, 100 de metri de biserică. Foarte proprii. Și să ne amintim celebra poezie pe lângă propriul fără soț, adesea în trecut, mă cunoșteau vecinii toți, tu nu m-ai cunoscut. Da. Nu, așa spunea marele poet Emescu, căutând-o pe Veronica, pe aici, prin cartier. Da, și o găsea aici, era foarte aproape Veronica, la câteva case tot de propriul fără soț și de biserică. Și mi-aduc aminte cu drag că de foarte multe ori, foarte mulți din cei care au venit aici la noi, la Sfânta Biserică, au simțit o inspirație. Nu numai pentru faptul că noi uneori i-am tratat și cu un pahar de vin și că am mai zis în glumă că în felul acesta au căpătat suflul divin, dar și au spus locul acesta, Părinte, realmente te predispune la poezie, te predispune la seri de taină, de rugăciune, de interiorizare, de spiritualizare, parcă este mai duhovnicesc locul acesta decât altele. Și să știți că este impregnat cu istorie și cu cultură, până în fiecare milimetru al Buciumului, dacă ați citit cartea, o să vă și ofer cartea domnului Ioan Enache și a domnului inginer Arsenie despre Bucium, au strâns în cartea aceasta cantități imense de documente referitoare la istoria și cultura Buciumului. Și sunt lucruri pe care noi, din păcate, nu le știm. Foarte mulți oameni nu le știu și e păcat să nu vadă fiecare buciumean cartea aceasta și fiecare ieșean, că în mod normal toți trebuie să iubim cartierele Iașului și Buciumul și tot Iașul nostru, că suntem ieșeni, așa, chiar dacă eu sunt venit aici. Părinte, înainte de 89, în seara de Paști, se făceau discoteci din acestea toată noaptea. Da. Era așa o formă de a reține, dacă se poate, cât mai mulți tineri. De a atrage. De a atrage cât mai mult în spațiul acela și poate a veni mai puțin la biserică. Acum se mai întâmplă la fel? Eu cred că nu. La noi nu se întâmplă așa. Din păcate am remarcat un lucru trist. Am observat că la câteva case boierești din Bucium, unde nu mă așteptam, chiar unii dintre ei au făcut gesturi frumoase creștine și au ajutat foarte mulți săraci, am văzut în vinerea sau în sâmbăta patimilor petrecere. Și cu de toate, cu frituri, cu grătare, cu... și m-am testat foarte tare și le-ați transmite și pe calea aceasta să înțeleagă. Dacă postim, o să înțelegem ce înseamnă Sfânta Înviere. O să servim cu mai multă bucurie bucatele acestea de Paști, dacă ne înfrânăm câteva zile. Și nu-i greu. Dacă avem bunăvoință să nu... Că mi se pare că e realmente o sfidare. Eu mi-aduc aminte că eram Flăcău la 19 ani. Am fost și eu tânăr și cu ale tinereții, toți am avut așa dorințe de asta de a ne integra în comunitate și am mers la vreo 19 ani la bal, la podul Iloaie, la noi. Și când am intrat acolo, chiar un prieten de-a meu a strigat, popa! A început toată lumea să râdă în hohoteier, eu am plecat în lacrimi acasă și am spus, mămică, nu mă mai duc la seminar, nu mă mai fac preot. Toți colegii mei au râs de mine. Ba chiar un coleg, cel mai bun prieten, a strigat, a venit popa, și după ce au început o să râdă și mama a spus, mitele mamă, asta e nimica, să știi că sunt încă și la canal și în pușcării, sunt preoți și trebuie să-ți duci o cruce dacă ți-i drag Hristos, dar nu trebuie să te întristezi tu pentru asta, că până la urmă ei o să vin la tine, nu tu la ei și eu să-și dea seama că ei au greșit. Dumnezeu să ierte pe toți colegii mei și pe toți prietenii care au râs de mine atunci. Mi-aduc aminte doamna Gheorghiu, la cultura ei imensă, spunea că ne scade două note la purtare dacă ne vede la biserică și stătea ascunsă după salcâmii de lângă biserica din podul Iloaie și ne pândea și ne scria pe cei care mergeam la Deni. Iar doamna Costin, profesoara de biologie, ne spunea, copii, eu astăzi v-am predat că omul se trage din maimuță, dar voi știți care e credința noastră. Și ea venea la biserică cu regularitate, făcea slujbe pentru soțul ei, nu-i păsa de rigorile acelea care erau. Au fost și vor fi și sunt întotdeauna oameni și neoameni, dar Dumnezeu să ierte pe toți. Stimați telespectatori, iată că am băut ceaiul obișnuit pentru ora 5 și un pic, aici la parohia Coborârea Sfântului Duh din Bucium. Am stat de vorbă cu părintele paroh Dumitru Carp. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și vă dorim sărbători fericite. Cele bune! Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai,